Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi o să începem o nouă serie de Skyblock. Sunt pe serverul Fun Network, o să aveți IP-ul în descriere și vreau să fac o serie de Skyblock pentru că am văzut ce e pe aici, îmi place ce au făcut oamenii cu serverul și ultima oară am mai făcut o serie de genul acesteia cu Skyblock și mi s-a părut super fain că a fost foarte interactivă, plus că acum sunt chestii pe cum creaturi și chiar avem ce face. Mi-am creat o insulă, o să mergem imediat pe ea și ce vreau să zic e că ultima oară când am făcut o astfel de serie am tot interacționat cu voi, așa că dacă vreți să interacționați cu mine, ca să zic așa, pe serie, pe Skyblock, o să vă las IP-ul în descriere, intrați, vă creați o insulă și cine știe, poate ne întâlnim, poate ne vedem la eventuri. Poate jucați cu mine, poate ne vedem pe insule, poate facem vizite. Încă nu știu exact, o să vorbesc și cu nenea adminul. O floare. Să vedem ce și cum, pentru că e un, okay, e un tip de treabă. Și ok, și chiar vreau să fac ceva cu această serie, deci, cum am zis, dacă vă place seria, lăsați un like și hai și voi pe Skyblock. Ai pe un descriere. Bun, hai să stăm cu pacul ăsta. Ar trebui să salut și o lumea? Da, cred că ar fi drăguț. Hello. Așa. Avem și VIP plus pe acest server. Și văd că deja mă știe cineva de aici. Și o problemă, Snake. Hello. Wow. Da. Deja toată lumea începe. Imediat. Nu știu dacă pot să fac eu ceva ca VIP plus să mă ocup de oameni. Goddammit. Bun, avem un chest cu toate itemele de început. Hai să facem repede un pickex să începem să minăm pe aici. Ok. Punem armura. Și cum facem prima dată? Prima dată ar trebui să facem un... La chiar, în primul rând. Hai să facem niște cobblestone. După mai vedem ce mai facem. Ok, deci... Am nevoie de un pickaxe de lemn. Hai să transformăm acest lemn în crafting table și o să facem un pickaxe. Ok. Hai să punem aici. Ar trebui să mai... plantez niște copaci, dar vreau întâi să strâng tot dirt-ul. De fapt, stai că nu m-am uitat. Să mă uit pe la shop dacă putem să cumpărăm ceva gen dirt. Ar fi super dacă aș putea să cumpăr dirt de la spawn. Și ce aș vrea să încerc, stați așa. Uf, cum era challenge? Oh, ok, deci chiar așa e. Skyblock Challenges. Avem aici challenge-urile pe care trebuie să le facem. Ok, deci. Un bloc of ice, experiență, premiu în bani. Toate itemele necesare pentru îndeplinirea challenge-urilor vor dispărea. Bun, deci trebuie să facem un bloc de glass. Astea sunt challenge-urile. Trebuie să facem... bread. Pâine. Ok, deci astea sunt challenge-urile și în schimbul acestor challenge-uri, când le facem, primim anumite reward-uri, cum ar fi bănuți și experiență. Asta e chiar tare. Ok, hai să vedem cum facem. Parcă prima oară trebuie să facem ceva de genul... Hai să nu stricăm apa. Să avem grijă cum facem, că alta nu mai primim. De fapt, am mai avea... Ok. Oh, stai, m-am făcut o lopată. Pă bune, de ce mi-am făcut o lopată? Trebuia să-mi fac un pickaxe. Doamne, nimic m-a dat seama. Ah, eu sunt genul de mai special. Ok. Nu da. Ok. Cumva am reușit să nu stric toată treaba prea rău. Ok, hai să spargem prima dată 3 bucăți de... Și avem iron! Yay! E băgat plugin-ul ăla ca să poată să-ți dea random orice or. Deci bineînțeles că noi acum trebuie să facem un pickaxe de cobblestone, că dacă nu avem cum să spargem iron-ul.
Norocul meu că au pus și în insula de astea, că dacă nu trebuia să sparg să pierd aerul ăla, dar nu-i problemă, nu era așa mare problemă. Oh, l-am luat, nu l-am luat, cum să nu-l iau. Emerald. Damn! Ce facem, ce facem acum? Spargem pe ăsta. Ah, god damn it. Ok, stați să mă uit așa să văd cam cât de adânc ar fi insula. Sau de fapt ia stați așa, hai să mă duc la spawn. Hai că am scris-o. Am scris-o, dar n-am mai putut-o pe asta. Hai să vedem unde putem găsi și am nevoie de mâncare, da. Fii o pâinică. Am nevoie de niște mâncare. Ok, unde e shop-ul? Sincer, chiar nu știu unde e shop-ul. Shop zone. Ah, perfect, am nimerit. Ok, și avem dirt. Gheață. Ok, deci avem o grămadă de chestii. Avem dirt normal, dirt normal. Dirt cu... Greas, mă, că nu-mi vine. Ah. Da. Opa. Ce-am făcut? Tot așa că mă buguisem cumva. Nu știu în ce am intrat, dar mă buguisem o leacă. Ok, ăsta ca să-l vinzi e 200 de dolari. Și ca să-l... A, să-l vinzi 16, a. Știi, cred că mă duc și îl sparg, nu cred că mai stau slash și să. Nu e chiar așa de important acum să avem așa ceva. 4 secunde. Slai că-l spargem. Chit că-l pierdem. Chit că-l pierdem. Hai să zicem. Nu-mi face plăcere. Ok, coal. În momentul de față, coal-ul e mult mai bun decât orice altceva. Ok. Stați așa că văd că se va da un restart și vă rugăm să reveniți. Bun, atunci punem aici o pauză și revenim. Și am revenit. Ok. S-a dat aparent un auto-restart. Pentru că... Și că ar fi fost și probleme. Dar eu n-am avut cine știe ce probleme. Da, ok. Bun, hai să vedem. Avem destul lapis pe aici, deci e bun în caz că vrem să facem enchanturi și nebunii de genul, dar chiar oare îi putem... Ai, god damn it. Am o singură bucată de iron, trebuie să... Sper să mai împice vreo două. Și după... Deci abia după... Ok, încă una. În afară de asta. Și după îmi fac un pickaxe de iron. Trebuie să-mi pun undeva un furnace. Și, ok, văd că pică destul de des chestiile astea, diamante n-au picat până acum, dar diamantele, având în vedere că sunt chiar useful, aș prefera să nu împice înainte să mai împice un iron, pentru că știți voi, m-aș oftica dacă mi-ar pica un diamant și ar trebui să-l spar că n-am cu ce să-l iau. Ok, ok, că a picat iron. Da, a picat iron, dar s-a dus în lavă, nemaipomenit. Ah, ce dormerea de partea asta a skyblock-ului unde spargi ca spartul și ghișce nu-l iei pentru că se duce în lavă. Eh, se mai întâmplă. Hai, încă o bucată de iron. Am doar 12 bucăți de cobblestone până acum. Ok. Ar trebui să-mi fac... Ah, gata, în sfârșit, hai, că pe ăsta luăm. L-am luat, nu? Bun, facem un furnace, să prăjim bucățile de iron și deja o să avem al treilea pickaxe și o să fie primul pickaxe de iron. Ok, cu ce să-l prăjim? Hai să-l prăjim cu o bucată de coal. Oricum pică destul de des, până atunci hai să mai spargem puțin. Da, o să minez și cu ocazia asta poate pot să fac bani pe urma acestor lucruri, asta ar fi super. Să am ce să-mi cumpăr, că chiar mi-ar trebui anumite lucruri de la spawn. Ok, și îmi place că acum, după ce am făcut rost de iron, tot găsesc și gold. Ok, deci exact ce ziceam. Oarecum goldul nu e chiar așa de important, tot e destul de important, deci într-un fel mă bucur că mi-a picat iron înainte să-mi pice gold sau diamond. Ok, hai să luăm goldul. Și posibil să fie valoros, adică chiar aici face din gold și dacă ai nevoie... Dacă vrei să zicem, nu știu, să faci rail-uri sau ceva din gol, ai nevoie de mult gol de obicei. Ok, acum luăm-o de tot. Oh, și acum pică din ce în ce mai mult gol. Ok. Autosaving complete. Da.
Bun. Având în vedere că chestia asta se numea Duo Island, nu știu cum. Ok, deci trebuie să vedem. Avem aici niște cropuri. Asta e bună pentru semințe, o să facem o fermă. Având în vedere că acolo am ceva insulă, s-ar putea să fie tot a mea, adică nu știu, se numește Duo Island, nu știu cum. Mă rog, văd că am ceva vecine aici, văd acolo o insulă pe care cineva a tăiat tulpina copacului și a lăsat-o așa. Ok, deci chiar sunt curios dacă o să se spawneze cineva pe lângă mine. Chiar ar fi tare. No, bun. Hai să facem rost. Și hai să ne uităm, o să mă duc înapoi la spawn acum. Spawn. Vreau să mă uit să văd dacă pot să dau lapis, că am o grămadă. Și de fapt cam ce pot să dau, să văd ce știu, să văd ce pot să strâng și ce pot să vând, că o să am nevoie de mâncare în curând. Ok, deci văd lapis acolo, hai să vedem cu cât îl vindem. Ok, deci 30 de dolari și îl cumpărăm cu 500 de dolari. Hai de capul meu ce și ăsta e 30 de dolari și luăm cu 900. Ce pula mea, frate? Păi atunci nu se merită să vând nimic. Măcar cobblestone-ul. Ba, cobblestone-ul se merită, cred. Da, cred că se merită să vindem cobblestone-ul. Ok, wow. Puh, e bine. Hai totuși să vindem niște... De fapt, nu o să vindem nimic. Le păstrăm și în caz de ceva... Vindem. Dar și avea nevoie de niște mâncare. Adică chiar aș vrea să iau... Păi 500, băi, de capul meu. Ceva mâncare mai ieftină nu aveți? Uite, văd acolo niște lavă. Credeam că-s cartofi. Ah. Ok, n-avem mâncare. Trebuie să facem singuri. Ok, atunci mergem lejer, liniștit, ușor, ușor, că așa. Și... Hai la insula noastră, de fapt. Enchant zone. Ok, deci nu trebuie să ne facem noi o zonă de enchantat. Ci pur și simplu... Oh, PvP zone. Na. M-aș uita acolo pentru că am văzut văcuța aia. Dar cine știe ce se poate întâmpla, așa că înapoi la insulița noastră liniștită, unde nu ne atacă nimeni, unde încă putem să trăim și chestii. Și aveam o găină pe aici, pe undeva mai am oare? Nu cred că mai am găina. Rip. Trebuie să văd ce fac. Bun, hai să facem așa. Facem un stone hoe și tăiem astea și plantăm aici pe lângă niște semințe. Ok. Hai să nu le pierd. Și așa am destul de puține. Gata. Câte aveam? 7 avem. Ui, băi, să iei ceva. Nu știu dacă o să meargă chiar cum aș vrea eu, dar sper să meargă. Ok, mai avem o singură sămânță. Asta o păstrăm just in case, că nu prea mai am iarbă pe aici. Bine, aș putea să fac. Ok. Oh, și acum mai... nu mai avem. Se bat oamenii pe acolo, văd că cineva, Heslane, nu zic bai ce, nu zic de ce a fost slain. Ok, hai măcar pe ăsta la... Gata, pe ăsta l-am luat. Bun, da, deci în data de 6.02 este un event give all la ora 20. Ok, 6, bun, deci diseară la ora 8 o să fie un event. Poate o să fiu prezent acolo, ar fi chiar drăguț. Bun, hai să sparg în continuare pe aici. Stai, văd că avem niște lucruri în partea asta. Ce era? Nu știu, deci ori era o bucată de lapis, ori era o bucată de căul. Bun. Avem acum lapis, avem chestii. Nu se aici mi-a dat o bucată de wheat, dar mă rog, ok. Hai să ne uităm așa din nou la... challenge. Prima dată și prima dată trebuie să facem un glass, un bread, stai. Stew maker.
Island level, da, chiar. Island level, oare cum o fi? Probabil ca un level 1 sau cea de genul. Nivelul insulei este 8. Wow. Și cum pot să fac nivelul insulei să fie mai mare? Că asta e interesant, bun. Dacă tot am făcut asta, wooden shovel, hai să nivelăm puțin pe aici. Și să sperăm că nu pică nicio bucată de dirt pe jos. Și cred că o să încerc, din punct de vedere, sunt sigur că o să încerc să fac o platformă, aici am făcut-o și eu pe asta, dar n-am mai putut. O să încerc să fac o platformă unde să pot să stau. Ok, sunt curios dacă pinez în jos, oare unde ajung. De fapt, cred că ar trebui să fac o platformă sub insulă și să distrug tot ce e acolo. Să distrug, doamne! Să minez tot ce e acolo și să putem să refacem, să avem o platformă dreaptă. Ok, avem unul singur, că și asta s-a ars. Cred că am avut vreo 4 sau 5 emeralde și am luat unul singur. Nu știu dacă e cel mai bun lucru, dar e ok. Și avem o grămadă de lapis care ne pică. Dacă aș apuca să-l iau pe tot, cred că aș putea să vând lapisul, dar nu cred că ar fi chiar așa de rău să vină lapis, pentru că tot pică o grămadă. Uitați, două la rând. Ok, hai la shop imediat, imediat stați, și hai la shop. Să vedem cam cum putem să facem. Bun, deci spawn. Ajungem aici. Tot am nevoie de mâncare. Goddammit. Ceva, oase, am un os. Asta nu mă ajută chiar așa de mult. Uf, trebuie să fac cumva să am hunger până data viitoare. Ok, văd pepeni. 600, fai. Dar sunt 16 de aici, aș putea să-i craftez și să mănânc. Chit că nu-i prea bine. Ah, doamne, bun, stai, sell 30. Adică eu am 60 de dolari. Wow, cât de mult. Hai, mai dăm 16 și să le punem într-un singur stack. Deci până și chestiile astea sunt scumpe. Ok, deci mi se pare chiar oarecum fain, așa că e mai greu. Dacă vrei ceva, trebuie să plătești, tătică, nu te joci aici. Bun, avem și dirt, ok. Deci, da, baftă mie. Trebuie să mă pun pe treabă, trebuie să mă pun să muncesc pentru seria asta dacă vreau, dar cred că o să fie super. Bun, hub. Și e mișto că avem și PvP zone, cine știe, poate o să fac la un moment dat PvP cu... Oh, nu hub, doamne, slash... Stai. Am intrat în greșeală acolo. Voiam să dau slash și să... vreau să fac la un moment dat, poate eventual, cu voi PvP, dacă tot e un PvP zone și o să jucați și voi și ne vedem pe acolo, știți, înțelegeți voi. Ok, hai să vedem. Trebuie să sparg astea. Am două și mamă ce am crezut că mă arunc acolo în lavă pentru câteva secunde. Am doar două emeralde. Trebuie să mai... primul diamant! Stai așa că pe ăsta nu vreau să-l pierd. Hai da! Ce-a făcut? L-am pierdut? Bă, bune! Shit! Ne-a mai pomenit. Un lucru am avut și eu pe care n-am vrut să-l pierd și fix pe ăla l-am pierdut. Mă, dar chestia asta nu cresc, stai. Cam degeaba totuși, am două bucăți, mai am nevoie de una pentru o singură pâine. Ah, ok. Mă, chestia asta pică destul de des. Știți ce mă enervează? Nu prea am cum să fac cobblestone în ritmul ăsta. Adică fac, dar e ok. Am multe lucruri și cred că la un moment dat o să fiu nevoit să-mi vând lucrurile ca să fac rost de cobblestone, pentru că vreau să strâng, să mă duc să fac platforma asta pe aici. În fine, hai să vedem un lucru, aș vrea să mai văd înainte cum să fac cu asta. Stai. A, deci dăm de bedrock aici, deci... De fapt, nu. Nu așa vreau să mă uit. Vreau să iau asta. Mama, am crezut că a dispărut acolo.
preț de câteva secunde. Să sperăm că nu se îngheață, că dacă pic am belit-o. Ok, e destul de joasă chestia asta lăsată. Așa că, da, o să trebuie să facem o platformă undeva jos. Bun, punem înapoi apa. Și hai să punem chestiile care nu sunt necesare aici. Adică, de fapt, nu care nu sunt necesare, pe care nu vrem să le pierdem. Și o să facem când o să putem să facem, că vreau să mai plantez un copac sau doi. Ok, hai să plantăm un copac, uite, aici. Și încă unul... aici, cred. Da, cred că acolo ar fi cel mai bine. Le lăsăm așa. Și acum o să încep eu să strâng... să strâng resurse și pentru data viitoare când o să venim o să avem și lemn și o să avem și ceva cobblestone să putem face. Sau mă rog, data viitoare poate să fie chiar un episod cu event, nu știu exact. Poate ne vedem diseară, deci dacă vreți. Cred că o să fiu și eu diseară la 8 la event și poate jucăm împreună. Până atunci, cred că aici o să încheie acest prim episod. Dacă vă place și vreți să vedeți mai multe, lăsați un like și o să mai postez... în continuare, bineînțeles, avem o grămadă de lucruri de făcut, avem și challenge-uri, am și eu ceva idei, trebuie să mai vorbesc și cu nenea adminul și să vedem cum facem. Și să văd, oare aia o fi insula mea? Actually, nu știu. Bun, cam asta ar fi tot. Pe data viitoare, eu am fost Cristi, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare din nou. IP-ul este în descriere dacă vreți să jucați cu mine. Bye, bye!